Salut și bine ați revenit la fabrica de dezvoltare! O să continuăm astăzi seria episoadelor cu întrebări de interviu și o să vorbim un pic despre excepții. Ce sunt excepțiile, cum le putem gestiona și care este rolul lor într-o aplicație. Da? Cel mai probabil o să primiți genul ăsta de, de întrebări la interviuri, cum funcționează o excepție, ce este un try-catch ce reprezintă keyword-urile astea pe aici și așa mai departe. Ei bine, excepțiile sunt un, un mod de a trata erorile într-o aplicație. Și prin erori, nu mă refer la erorile alea de la fișați în interfață când utilizatorul nu completează un câmp, ci erorile care se întâmplă în execuția codului, da? în cod. Cum funcționează excepțiile în sine? Ca să înțelegem înainte de a trece la, la, cod efectiv, excepțiile sunt niște erori aruncate în cod care se propagă pe stack. Da? Din punctul în care ele sunt aruncate, ele se propagă în sus pe stack până la punctul de pornire a aplicației, în cazul ăsta până la main method. Da? A, aici fiind o coincidență și punctul de pornire al aplicației. Da? Dar, ce vreau să spun este că dacă undeva mai adânc pe stack-ul unei aplicații, da, sunt mai multe call-uri acolo, diferite obiecte care se cheamă între ele și așa mai departe, una dintre metode aruncă o excepție, excepția se va duce în sus pe stack până la main și va verifica dacă există undeva un try catch care să prindă genul ăla de excepție, tipul ăla de excepție. Da? Dacă nu există nicăieri un try catch mai sus pe stack care să prinde excep excepția respectivă, pur și simplu aplicația noastră va crăpa. Și aici ajungem la următoarea, următorul punct al discuției, că excepțiile sunt de mai multe tipuri, dar ele sunt segregate. În .NET, de exemplu, toate excepțiile că ca și exemplu de față cu index out of range exception, derivă din clasa părinte system.exception. Da? Dacă folosiți Java, este probabil runtime exception în loc de exception, dar este același lucru. Ceea ce, înseamnă că în momentul în care noi vom încerca să prindem segregat mai multe excepții, da? în cazul în care avem o clasă, care, o metodă care noi presupunem că ar putea arunca mai multe excepții, va trebui să le prindem pe rând de la cea mai derivată la cea mai puțin derivată. În cazul ăsta, le prindem pe rând aici, după cum vedeți că avem mai multe try catch -uri. De la index out of range, întâi prindem index out of range și apoi prindem exception. Pentru că exception este clasa părinte și dacă am încercat să prindem exception întâi, înainte de index out of range, vom prinde excepția, dar nu vom ști ce tip de excepție e și nu vom ști cum să facem handling-ul. Da? Deci, printr-un bloc de try-catch, în cazul ăsta noi avem două blocuri de catch și un singur try, Ceea ce înseamnă că execuția noastră va fi în felul următor. Metoda asta se va executa, vom încerca să printăm valoarea unui, unui index într-un array și dacă metoda noastră va arunca un index out of range, execuția codului va sări aici. Dacă va arunca oricare altă excepție în afară de index out of range, excepția, execuția codului va sări în catch-ul lui exception. Da? O să vedem imediat și chestia asta. Bun, și ca să putem demonstra ceea ce tocmai am spus aici, o să încercăm să observați că avem aici un array cu patru poziții. După cum știm, array-urile sunt indexurile într-o într colecție, într-un array. Pornesc, indexul pornește de la 0, da? Deci este 0, 1, 2, 3. Deci, indexul 4 va fi în afara limitei. Bun, și ne așteptăm ca metoda noastră, în momentul în care va încerca să printeze chestia asta, să arunce un index out of range exception. Haideți să rulăm și noi să vedem ce se întâmplă. Da, vedem că ne-a printat index out of bounds aici, exact, adică execuția a ajuns fix în punctul ăsta în care a prins index out of range exception, de asemenea a printat și finally block executed, vorbim imediat și despre finally și care este rolul lui. Bun. Mai departe, ca să putem emula un pic, să zicem că aplicația noastră nu aruncă un index out of range, o să punem aici a 3, da? Și o să forțăm noi să arunce un exception ca să putem să-l prindem aici, da? ca să vedem cum funcționează. Throw new exception. Vom face aici, observați că putem să aruncăm și noi manual excepția. Dacă putem pur și simplu să prindem o excepție și să o re rearuncăm, nu este niciun fel de problemă. Da? Bun. Și vom reexecuta aplicația să vedem ce se întâmplă. Da? Și iată că a trecut peste... Deci, a executat metoda noastră și ne-a spus că valoarea indexului 3 este 4, deci 4 într-adevăr. Dar mai apoi ne-am ajuns aici în, în catch-ul lui exception, pentru că ni se spune exception thrown, două puncte, da? Și mesajul excepției, care este exception of types, uh, system.exception was thrown. Și bineînțeles și finally block executed. Deci de data asta nu ne-a mai aruncat index out of range exception, ci a mers în exception, direct. Da? Deci asta este modalitatea prin care putem prinde mai multe tipuri de excepție într-un într singur call, să zicem, Da, avem o metodă care se execută și bănuim că ar putea arunca mai multe tipuri de excepții. Așa cum spuneam, va trebui să le prindem de la cea mai derivată până la mai, cea mai puțin derivată, pentru că altfel tot timpul ne va, ne va prinde exception și nu vom ști cum să gestionăm toate excepțiile la fel, dar nu vom putea să gestionăm toate excepțiile la fel. În cele din urmă, ajungem aici la finally, da? Finally este blocul de cod care se execută și atunci când este aruncată o excepție și este gestionată într-un fel, într-un catch aici, și atunci când nu este aruncată nicio excepție și aplicația pur și simplu rulează perfect cum trebuie, da, în, în parametri. O să mai rulăm o dată, de data asta aplicația o să vedeți că nu va mai arunca niciun fel de excepție, dar totuși, finally block a fost executat, da? Deci, de aici tragem concluzia că blocul de final este executat și când nu este, este aruncată o excepție și când nu este aruncată nicio excepție. El este menit să ne ajute pe noi să ne descotorosim de eventuale resurse pe care le-am folosit pentru a nu rămâne neînchise. Am vorbit noi în alte clipuri despre... Interfața ai disposable și despre using, da? Și despre uh, obiectele manageuite și cele non-manageuite. În cazul ăsta, finally ne permite nouă să închidem resursele folosite aici în try, da? Să zicem că uh, am deschis o conexiune către o bază de date, am folosit, am făcut call aici în try și apoi noi va trebui să închidem acea conexiune, da? folosind blocul finally. De ce apare acest finally? Pentru că gândiți-vă în cazul în care pur și simplu execuția noastră de aici din try aruncă o excepție și execuția codului este aruncată în catch-ul excepției respective. Ei bine, noi va trebui să avem o modalitate, pur și simplu codul, să zicem, în, în felul ăsta codul, o parte din cod de aici din try a rămas neexecutat, să zicem, da? și am, am rămas cu conexiunea aceea deschisă către baza de date. Ei bine, noi în finally trebuie să știm să închidem conexiunea sau whatever, ce facem noi acolo, citim de pe disc, avem o conexiune bază de date indiferent web sockets, nu știu, orice fel de chestie din asta care pe care o deschidem într-un fel anume ca să o citim și apoi are nevoie să fie închisă pentru a nu avea memory leaks și așa mai departe, va trebui să gestionăm lucrurile astea într-un finally. O altă variantă ar mai fi să folosim keyword-ul using, da? Așa cum mai spuneam și în clipurile precedente, dacă clasa noastră care, care execută codul, care aruncă o excepție, implementează metoda interface uh, interfața i disposable noi putem folosi keyword-ul using și folosim clasa aia noastră în blocul de cod using, și nu, nu va mai fi nevoie neapărat să folosim Finally pentru a închide resursele folosite. Da? Pur și simplu, resursele vor fi gestionate automat de către sistem. Povestam la început că excepțiile sunt uh, erori care se propagă pe stack. Da, din punctul în care au fost aruncate, ele se propagă pe stack în sus până la punctul de pornire a aplicației, uh, în cazul de față și în majoritatea cazurilor fiind acest main method. Ca să, ca să, demonstrăm acest concept, am mai creat aici o clasă. I-am zis some class, nu are importanță cum o denumim și o metodă denumită do something care aruncă o excepția not implemented. Da, practic dacă aveți o metodă pe care nu o implementați și acest tip de excepție se aruncă efectiv când aveți o metodă neimplementată și na, nu vreți să executați și din altă parte a aplicației o metodă goală și să nu știți de ce nu se întâmplă nimic. O să aici după print value at index o să instanțiem un obiect de tip someClass, class, da? să zicem someClass, class, sum some class, equals new some class. și o să facem sum some do something. Da? Și ce o să se întâmple? Când o să încercăm să executăm do something, după cum vedeți, această metodă aruncă o excepție. Haideți să vedem ce se întâmplă dacă executăm aplicația, da? și iată ce ni se spune că o excepție a fost aruncată, the method or operation is not implemented, adică ceea ce reprezintă mesajul excepției de aici, adică execuția codului nostru a ajuns aici în exception, cum spuneam, toate excepțiile din .NET derivă din system.exception, adică și not implemented exception. În cazul ăsta, pentru că noi nu prindem specific aici not implemented exception, el a fost prins în exception, da? Și ni se spune că a fost aruncată o excepție și citim mesajul excepției respective, ni se spune the method or operation is not implemented. Da? Ceea ce înseamnă, vedeți că nu, Sam Class nu are niciun fel de comunicare cu clasa asta la altă, cu program .cs și nu știe niciuna despre cealaltă în niciun fel. Dar, în momentul în care Sam Class a aruncat aici ex, ex, excepția not implemented, pur și simplu noi am reușit să o prindem mai sus. Adică, Sam Class, execuția lui do, do, something este mai jos pe stack, da? În momentul în care a fost aruncată excepția, excepția a urcat mai sus pe stack și a ajuns în try catch-ul ăsta de aici, care unde a fost prinsă prin catch-ul de exception. Asta am scris ca să demonstrez ceea ce vă spuneam la început, că excepțiile circulă de jos în sus pe stack. Da? Dacă n-am fi avut catch exception aici, aplicația noastră ar fi crăpat, chiar putem să facem asta ca să vedem mai bine și după cum vedeți, Pur și simplu în momentul în care ni se aruncă excepția aici Ni se spune exception unhandled The method or operation is not implemented Da? Vedeți? Deci pur și simplu aplicația noastră nu a, crăp a crăpat în momentul ăsta Ne arată excepția Dar noi suntem în debug Dacă n-am fost în debug Pur și simplu aplicația ar fi crășuit și s-ar fi închis Cam asta ar fi despre excepții și despre cum funcționează ele Cam astea ar fi întrebările pe care le puteți primi uh, La interviuri despre excepții Bineînțeles că putem avea și excepții custom, da? Nu trebuie neapărat să folosim excepțiile disponibile în, în .NET sau în Java. Ne putem crea în ambele limbaje excepții custom fără niciun fel de problemă, pe care putem să le denumim cum vrem noi. My exception something. Doar că ele trebuie să se termine cu exception. numele lor trebuie să termine neapărat cu exception, da? Și putem prinde genul ăla de excepții, ne putem crea propriile structuri de excepții și așa mai departe. Înainte să încheiem, o să fac o mică paranteză. În Java există o particularitate în, în sistemul ăsta, în mecanismul ăsta de excepții și anume checked exceptions. În .NET și în c -Sharp nu există această chestie de checked exceptions. Este vorba despre acele excepții pe care, de care ne avertizează compilatorul în Java, da? În C-Sharp nu avem așa net, nu avem așa ceva, nu există, pur și simplu gestiunea excepțiilor este făcută 100% de către programator, nu, nu ne spune compilatorul absolut nimic legat de ceea ce ar putea arunca diferite excepții în momentul în care scriem cod. Acele checked exceptions sunt, de exemplu, cea mai basic în Java, cred că este IO exception. O să las și câteva poze pe ecran din, din tutorialele trecute ca să înțelegeți despre care excepție este vorba, în care pur și simplu când scriem un bloc de cod care va arunca un IO exception, compilatorul ne va spune, vezi că ai un unchecked exception, da? Adică este posibil ca execuția blocului respectiv să arunce o excepție, iar noi nu o gestionăm în în uh, codul nostru. Da? Și atunci ori o punem uh, la fel într-un try catch, ca și, în, ca și aici în C Sharp, ori o declarăm aici uh, în semnătura metodei și zicem uh, throws uh, index out of range da? Exact așa va arăta în Java declararea excepției. Genul ăsta de excepții, cum spuneam, nu există în c Sharp, este o particularitate a Java, iar restul chestiilor despre care am vorbit aici, try catch-urile finally și toate, tot restul chestiilor sunt exact la fel. Am vrut să fac și paranteza asta că am vrut să înțelegeți această particularitate. Cam asta a fost despre excepții. Dacă ți-a plăcut acest clip, lasă-mi un like și un share. Nu uita să te abonezi pentru a fi la curent cu cele mai noi tutoriale și discuții despre programare. Până data viitoare, numai bine